Doamnă și domnule, bună dimineața! Din Feleacu, nu din Spania, nu din altă țară, că despre asta va fi vorba în povestirea, în povestea, în vorbirea noastră de astăzi. Știi că, tata, hai, uite ce frumos ar fi să ne mutăm în Spania, uite ce frumos ar fi să ne mutăm acolo și acolo și acolo și acolo, ziceau copiii, asta nu. Și până am explicat, băi, o dependent de colinde, de colins, cum vrei să le zici. Un ardeal pe Valea Mureșului, la mine, se ziceau colins. Și ăștia se uitau la mine copiii ca la felul șept, adică, băi, o înțeles să fii dependent de țigări, de cafea, de prostia de băgat în nas, o ăla, dacă îl iei aiurea. Dar să fii dependent de colinde? Da, mă, dependent de colinde, că am dependențele mele, ca orice om normal din lume. Un om fără dependențe are o problemă colinzi, cărți, chestii de genul ăsta. Și atunci zice fica mea, bun, deci nu vrei Spania, ba e prea cald, ba că e prea departe, ba nu se colindă, bine, îți dau, îți găsezi o casă faină în Italia. Că avem noi așa, eu vorbesc italiana, fiica mea era în clasa antică, sau în clasa pregătitoare, când mă tot la cap să duc la curs de italiană la centru cultural, avem așa, am mai fost acolo ne-a plăcut, în vacanțe, în mod evident. Hai să vedem ce găsim acolo. Ei încearcă să mă atragă încet, încet, să fie ei cu un picior în lumea civilizată, așa zic ei. Lumea civilizată e și aici, dar acolo sistemul e mai civilizat. Și atunci am făcut un joc și am așa fie mie. Bă, uite să de acord, nu să plec, să povestim despre asta cu o condiție. Povestim dacă îmi trimiți și părți din istorie. Bă, găsești, nu știu, din regiunea nu știu care, eu vreau să-mi dai o părticică din istorie și eu o să o spun. I-au zis clar, eu nu apar în videourile tale să mă apuc eu de făcut cursuri, să, defin, să devin blogăriță. Bun. Și atunci mi-au găsit locuri. Bine, mi-au și găsit în așa fel locuri și case ca să mă dea de pereți, știi? Adică să nu poți zice nu. s o dat pe niște site-uri de-alea englezești, eu habar n-am să mă descurc între ele, printre ele, eu mă uit pe idealista.ict.es, pun chestii de genul ăsta. i o găsit niște site-uri de-astea englezești care îți dau într-adevăr super oferte și ce am văzut, și atenție, prețurile din Italia le raportez la prețurile din Cluj, nu le raportez la prețurile din orașele mici unde cumperi încă un apartament de două camere cu 50 de de euro. Bun. Bă, și mi-au trimis fica mea niște, niște case. De a stat, m-am uitat seară, m-am tot scărpinat. Parcă, parcă m-ar Și zic, zice, uite, unde îți place ție? Și am zis dacă a merge în Italia, pe păi unde ne-a plăcut nouă cel mai mult? Păi în Toscana. Toscana e Toscana. Are și istoria foarte faină și aici am intru în partea de istorie. Familia de medici. Îți dai seama că noi știm numai de medici, familia aia, așa, 1400-1500, nu știu cât, dar ei au uh, domnit practic sau au stăpânit tot ce e acolo până prin 1700 și ceva, adică au o istorie senzațională. Dacă la fiecare uh, întretăiere de drumuri vezi pe dealul un castel sau un conac sau lucruri de alea care te fac să visezi nu are un ținut spectaculos. Dealuri, voi, e o frumusețe de a, -a calmă, tihnă. Poate de aia ne-a plăcut așa de mult. Bine, și găsește acolo Pisa. Da, acolo am fost e, și ne-a plăcut cel mai mult, dar revin cu istoria imediat. Aia din Pisa au o istorie senzațională. Și îmi găsește fica -mea așa. Păi uite mă, tata, la 185.000 de euro am găsit un mic palat în Palaia aproape de Pisa, la vreo 40 de kilometri, la vreo 33 de kilometri de mare și mi-arată 164.000 de lire, 185.000 de euro. băi, tu ești sigură? Când l-am văzut, poze peste poze, tată. M-am uitat cu 10 ochi. Păi, e adevărat? E adevărat. De ce? Pentru că astea sunt prețurile acolo. Poate Sigur că e vorba de un loc, nu e în centru Pisei, nu e în centru, e Palaia. Adică într-un loc mai izolat, cum ar veni față de tot ce înseamnă aglomerare italienească. Dar prețuri super tare, tată. Super tare. Și o și știu ce să-mi aleagă fica mea, pentru că vezi, vezi stilul ăla de bucătărie, ți-l arăt acum, cu grinzi care pe mine mă dau pe spate, și seamănă un pic cu bucătăriile alea din secuime, știi, că aveau un fel de cuptor și aici aveau un fel de băz de fier în care agățau sau care, cu care scormoneau focul. Bun. După aia, evident, peisajul. Peisajul se plătește. Noi nu suntem obișnuiți să plătim peisajul pentru că nu am avut atitudini de genul ăsta, aspirații de genul ăsta. Abia acum vrem și noi vreau să văd ce panorama are casa. La noi panorama ai până pe colțul ăla alalt. În Occident panorama înseamnă să te uiți kilometri și zeci de kilometri și să respiri, să respiri adâncimea orizontului. Bun. Moda pe spate, moda pe spate. <coughs> no, după a zis, ok, mai făcut praf cu Toscana, lasă-mă, uite, vreau să mă duc să văd dacă am cumpărat pe insula Elba. Elba, când zici Elba, zici Napoleon. Nu sta foarte mult acolo, vreo 10-11 luni, până, până prin martie 1815, cred că o stat. Din mai, anul precedent. Elba, eu n-am fost în Elba, n-am fost în Elba, am bătut Italia, dar n-am fost în Elba. Da, nu. No, parcă te gândești, mă, dacă tot vor să mă mute copiii. măcar să mă mute, știi, între domni. Știi că avea o chestie de asta, un profesor de-al meu foarte mișto, din liceu, Bă, noi mai fumam la colțul, la colțul liceului și de acolo, prin Budă. Acum fumai ce? Fumai o țigară pe săptămână, dar o fumai cu, în liceu numai, de al, numai așa ca să-ți ca să -ți demonstrezi ție că ai făcut și tu ceva. Și avea un profesor foarte fain și la un moment dat ne prinde pe vreo 3-4 fumând acolo și era el cu profa de, ceva profa de biologie. Și se uită așa la noi, noi am înțepenit. Bă, gata, notă scăzută la purtare, ne dă asta, fabie. Și vine și zice, bă, copii, hai dați mă între domn și fumați, nu stați acolo în mirosul ăla. Nu vedeți că acolo nu are lumea să facă o treabă, că e budă, nu? Și de atunci a rămas vorba asta, să merem între domn, adică să fumăm, nu? Sau să stăm acolo. Și am zis, bă, Elba, ce găsești în Elba? Mai orice insulă are prețuri foarte mari. Dar găsești. Și în găsește copila, și a stata, două camere, vă vă ajung, noi și așa mergem la școală, dar mă ca stați liniștiți, uite, ți-am găsit și cu peisaj, 26.000 de euro apartament. 26.000 de euro, sigur 45 de metri pătrați. 26.000 de euro. În Cluj, 45 de metri pătrați ar fi undeva la... Undeva asta o regăsim la 60-70 de mii? Mm. Mm. Dacă e de la cu termopane de acum 15 ani bun, după aceea îți găsesc și mai fițos, mai mic, dar nu, acum voi sunteți doi, la 79.000 de, euro, 40 de metri pătrați, dar dacă vezi ce panoramă ai, nu mai dormi în, în casă, tu dormi pe terasă și într-adevăr să vezi insulele în depărtare, să vezi, nu, un pic că e altceva. Găsești după aia și la 85 de metri pătrați, la 85 de mii de euro, la 80 de metri pătrați, le găsești peste tot. Știi ce m-a impresionat în Italia și în Spania? În stilul ăsta mediteran. Amestecul de culturi. Și Italia și Spania, mai ales sudul Italiei, au avut influențe extraordinare maure, sarazinii de pe vreme. Probabil de aia și-au făcut micile sătuci, sătuce undeva pe vârful dealului, așa foarte compacte. Te plimbi pe străduțele alea mici și parcă ești în altă lume. A fost și în, în Spania, în Ager. Sau, nu, a, nu, a, nu a am cum se pronunță. L-am dus pe film acolo, în Catalunia. Acolo e cel mai mare observator astronomic făcut cu fonduri europene. Și fiul meu, acum vreo patru ani, nu că vreau să mă duc acolo, că mi îmi place astrofizica, de să meargă. Am plecat. Și am mers în Ager, ăla e un sat doar din piatră, vreo 300 de locuitori, din care vreo 100, cred că sunt englezi. se vede totul compact. Când intri acolo, deja nu mai e realitatea de acum o jumătate de oră, dacă ai intrat. Da? Intri acolo și dintr-o dată ești în altă lume. Ești alt om, discutăm altfel, vedem altceva, ești într-o poveste. No, așa e satele astea din Italia și evident că fica mea știut asta și mi-a trimis, nu așa, și, e așa, și așa numita panoramă. Bun. Hmm, și evident, tot în Elba există la 290.000, deci cât o căsuță în Cluj, da? În duplex și te uiți, hăpt în istorie te uiți. La micul port, cred că ăsta-i portul ăla de la, de la uh, Port și Știu că acolo se ajunge cu bacul. Cu bacul, cu... Uh, cum e la vaporul ăla care duce mașini? Am uitat cum e zice. Tot felul de prostie. Da. Bun. Feribot. Feribotul, da, așa. Găsești găsești chestiuni, găsești apartamente pe care aici doar le visezi. Uite, 53 de metri pătrați, adevărat, 135.000 de euro. Astea sunt prețuri mai mari decât la Cluj, da? dar fotografia asta mi-a trimis o mea doar ca să vezi ce înseamnă un apartament. Adică un apartament are și șemineu, nu este obligatoriu să fie un fel de porumbar în care stai, dormi, mânci, faci un pipi și ai plecat la serviciu. Bun. Adică poate fi un loc în care tu să locuiești și, să locuiești și el să te locuiască un pic pe tine. Bun. După aia am zis, bă, unde ne au plăcut nouă cel mai mult și mai mult? Așa ca, ca stat de tine, Mie mi-a plăcut la Pisa. De ce? E un orășel mic față de aglomerările alea imense, Torino, Milano, Roma și alte. alte și ne-am simțit ca acasă. Am mers la turnul ăla înclinat, evident. E... Am mâncat și o pizza, și un șolazane, și, și așa mai departe, și erau acolo foarte mulți din Bangladesh. Foarte politicoși. Eu cred că acolo este locul unde se întâlnesc cei din Bangladesh. Ospătari, oameni care vindeau tot felul de de la euro, de 5 euro. Și ce m-a impresionat a fost politețea lor. Nu erau străini. În Pisa n-am simțit că sunt străini, n-am simțit că omul care mă servea și care era de altă culoare, evident de altă religie, din altă parte a lumii, era străin. Erai ca acasă. Când e orașul mic, parcă și tu te mai uh, întremezi un pic. Când e orașul mare, te domină. Eu de-aia n-am suportat Parisul, cred că 20 de ani. Mă domina, mă uitam așa la el. Acum m-am împietenit cu el, suntem serus, mă simt ca acasă și și el se simte când mă uit la el ca acasă. Bun. <coughs> și mergem la Pisa. La 160.000 de euro, pentru că arată super tare. Cu o curte, cu tot ce vrei tu, o căsuță la care poți să stai liniștit, în chiani. Mă duc mai departe, uite, la 160.000 de euro, în tericiulă. La fel, casă care să-ți dea tihnă. De asta e foarte faină Toscana. Da? Tihna și Pisa, provincia Pisa, cu atât mai faină. Dar uite, ai acolo și cuptor, ai tot, 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 tot. Eu când mă uit la căsuțele astea, întotdeauna mă întreb, oare noi când facem casă, noi de fapt ce vrem de la casă? Să nu ne plouă? Bă, dacă nu plouă, poți acolo, conie și la revedere. Să demonstrezi ceva musafirilor când vin la tine și repede, repede, să iei florile de plastic, să le împlânți așa, să fie ceva culoare în casă? sau vrem tihna aia, știi, când intri în casă trebuie să fie un fel de sâmbătă. Și dacă e lung, și dacă e mare, și dacă e asta. Adică trebuie să spice bine. Mie îmi place sintagma asta extraordinar, a pica bine. Știi că e un fel de oximoron, când pică ceva nu poate să fie bine. Și când zici a pic, pică bine, din oximoronul ăsta înțelegi de fapt o grămadă de, 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 de rădăcinuțe de la să zic semantice, nu, rădăcinuțe de alea și vezi că limba română e, e atâta de faină. Așa e și cu de mama focului. Dansau ea de mama focului. Bun? Bun. La 224.000 de deja ziei ceva de grof. 224.000 cred că scumpere o casă în feleac. Nu foarte mare, nu cu mult teren. Nu discutăm de Cluj. Nu? Îți o, o căsuță în feleac, uh, s-ar putea să fie și finisată. Da? Bun. Bătată, dacă te uiți aici, deja discutăm despre altceva. Aici suntem, dar stai că trebuie să zic de, de Pisa, că mus, e mult prea faină. Pisa asta a fost o putere. Cum ar zice Constantinescu, Emil Constantinescu, o putere regională. Din anul 1000 Până în anul 1100, ăștia au făcut legea pe partea aia, a Italiei. Știi că erau, erau patru republici marine, Genova, Veneția, Pisa și încă una pe care am uitat-o, Republică Marinare, se numeau. No, ăștia, cu genovezii, și-au împărțit de ei pentru o perioadă cam tot, tot ce -o însemna mare aia. Adică veneau sarazinii, musulmani arabi, așa îi numeau ăștia occidentali. Au pus mâna pe Sardinia, au pus mâna pe, pe Sicilia, au pus mâna pe mai multe, inclusiv pe Valencia, pe mă rog, Mauri. <coughs> și ce au făcut ăștia? Ăștia din Pisa s-au aliat cu ea din Genova. Eu alungat pe Sarazin din, din uh, uh, Sardinia, da? după au pus mâna inclusiv pe, pe Corsica și după aia din Pisa ce au zis? Bă, suntem tari. Eu bătu pe ea din Genova. Bă, eu am stat, tot răbdat, tot răbdat și la un moment dat s-o supăra pe ei, tată. Și zis, bă, sunteți voi mare putere. Dar trec secolele și nu uitați niciodată că nu există eternitate în istorie. Asta ne sună și nouă. și după vreo 300 de ani, după vreo 400 de ani, 1406, da? Băi, i-au bătut și nu numai că eu i bătut genovezii pe ăștia din Pisa. i și vândut la Florența, la medicii. Și au zis, bă, îi vindem. Ăștia au zis, nu, 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 că nu vreau să mă vinz, nu au avut nicio treabă și au, au vândut pur și simplu, genovezii au vândut Pisa Florenței. Acum, pisanii, ca așa se numesc, au și o istorie foarte foarte faină, cu legături literare. Știi că există Sidu. Sidu, Cidul, se scrie. Îl găsești la Cornei. El a scris uh, 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 piesa aia în cinci acte foarte faină. Uh, spaniolul care nu-i așa, face și drege. Uh, ei l-au alungat da? pe sid din Valencia, cei din Pisa. Adică vezi o grămadă de chestii din istorie care se potrivesc. Bun, și azi la fică mea, unde mai vreau eu? <coughs> în Pulia sau Apulia. Acolo în josul, în tocul cizmei. Mă rog, gleznă și toc. Acolo e foarte faină clima. E foarte faină dacă vrei, cum să zic eu, inspirația aia orientală în arhitectură. Și la 224.000 de euro, ți-am zis, s-ar putea să găsești o casă faină în feleac, mică. Am găsit casă de groftată. Uite-te aici. San Vito de Normani, în provincia Brindisi. Păi, arată. La noi chestia asta s-ar vinde în feliac, așa cu terasă, cu tot ce ai. Uh, are terasă, are dormi patru dormitoare, două băi, o piscină mare, un dec de soare, uh, 8900 de metri pătrați cu 60 de copaci de olive, zi, măslin, 5 minute de centru orașului, 8 minute de Marea Adriatică. Păi asta ar fi la Cluj 8.900 de metri pătrați. Bate lejer, cred că 2 milioane. La Feleac, 8.900 de metri pătrați, orice mai mic preț, 60 de euro. Calculează cât ar fi. Asta se vinde aici cu 224.000 de euro. Bun. De ce e foarte faină? Pentru că zona este extraordinară. Ai în zonă, ai două orașe senzaționale. Ai Brindisi, care e un oraș port de staieră suflarea, și ai Ostuni, orașul alb. Deci asta sunt niște bijuterii. Tu n-ai voie decât să te uiți la ele, să nu pui mâna pe ele, Îs ca îs ca nestematele alea la care te uiți și ești foarte fericit că le-ai văzut. Nu că le mai ai. Da? La 219.000 în Ostuni, care îți arăt acum poze din el, ai 219.000 ai casă adevărată. Te uiți la priveliște, musai să arăt și stai răsuflarea. Vezi și mare, vezi, și... vezi o grămadă. Da? Ostuni este acel oraș de care ți-am povestit care stai în răsuflarea. Bun. Îți arăt și noaptea cum arată. Brindisi la fel. De ce sunt importante excursiile astea virtuale să mă duc să văd ce în Spania, să mă duc să văd ce în Italia, ce în Franța și dacă vrei imobiliare. Că nu mă apuc de mutat duminică acolo, ca să sâmbătă. Nu. Ideea este să cunoști. Curiozitatea Să vezi mă și cum e acolo Că bun, ai plecat în Germania să-ți un Golf 2 Dar hai să știi mai multe despre locuința lor Despre locuirea lor Despre ce valori au Când își cumpără o casă, ce vor Ce înseamnă peisajul pentru ei Ce înseamnă să, să aibă o curte cu copaci Ce înseamnă confortul pentru ei Ce înseamnă prețul confortului pentru ei Pentru că Noi trebuie să ne gândim că Nu suntem unici în univers Valorile noastre nu sunt cele universale ele fac parte doar din marea paletă a valorilor universale. Și dincolo de la literatură, artă, filozofie, cioram, brâncuș, etc., Eliade, există lucrurile astea care te țin într-o legătură extraordinară cu Occidentul. Știi care -s? Lucrurile simple. Hai mă să văd ce-o făcut la în casă. Hai să vedem cum își face curtea. Hai să vedem cât costă la el. Hai să vedem de ce costă atât de, de mult sau de puțin la mine. Lucrurile astea și ce fac? Te duc în tot ce înseamnă, de fapt, Occident. De ce? Pentru că aceleași preocupări le are și Occidentalul. Să nu crezi că Occidentalul stă în, cu bibliotecă în spate și toate zioase în China, la Leonardo da Vinci sau la Michelangelo sau la mai știu eu cine. Nu. Și el are aceleași chestiuni ca și noi. Noi va trebui să trecem peste, peste reflexul ăsta de a arunca Occidentului. Da, dar noi l-avem pe Cioran, noi pe Brâncuș, pe nu știu cine și să fim exact la fel ca ei. Zim și mie, badie, cu ce ți-ai făcut gardul? Uite ce curățenie e la ăla. Hai să fac și eu. Deja, pe jumătate, suntem mutați acolo. Cel mai important, să fim mutați cu mintea. Că după aia, le rezolvăm pe toate. Să aveți sănătăți, sporuri and fericiri. Sau cum zicea cineva, succesuri. Și cineva îmi răspundea, mulțumescuri. De de ce îmi filmez pipa dacă tă nu mă lași să fumei?